Salutare, dragi elevi! Mă numesc Alina Savciuc și mă bucur să continuăm călătoria noastră în lumea minunată a educației moral-spirituale. Subiectul lecției de astăzi este Dragostea pentru patrie. Dragi elevi, vă propun să audiați următoarea poezie și fiți atenți pentru a descoperi care este leagănul tuturor oamenilor. Leagănul bunicilor, leagănul părinților, legănuțul meu, legănuțul tău, dulce leagăn legănel, crește neamul întreg în el. Cu siguranță ați descoperit că leagănul fiecărui om este patria, pentru că în acest leagăn crește un neam întreg în el. Dragi elevi, dar v-ați întrebat vreodată care este deosebirea dintre patrie și țară? Ce reprezintă patria cu adevărat? Să știți că țări sunt multe, patria e doar una. Țara este teritoriul locuit de un popor. Patria este sufletul, demnitatea și istoria acelui popor. Acolo unde este patria voastră, acolo este și inima voastră. Chiar și atunci când plecați peste hotare, în alte țări, purtați cu voi în gând și în inimă patria. Patria începe cu familia voastră, cu casa părintească și continuă cu localitatea în care ați copilărit, cu rudele, prietenii, cu poporul vostru. Spre deosebire de patrie, țara este o noțiune politică. Ea are teritoriu, frontiere și administrație. O țară poate fi separată în două sau mai multe teritorii, dar patria nu poate fi decât una pentru întregul popor, care vorbește aceeași limbă și au aceleași rădăcini istorice. Dragi elevi, în continuare vă propun să cugetați asupra proverbului. Omul fără patrie e ca pomul fără rădăcini. Fiecare dintre noi are părinți, bunici și străbunici. Țara părinților noștri este și țara noastră. E țara în care ne-am născut și am crescut. Ea se numește patrie. Vă iubiți și vă respectați patria, după cum vă respectați și vă iubiți părinții. E ușor să vă cunoașteți patria. Ea începe cu familia, cu localitatea în care vă petreceți copilăria, cu școala în care învățați, cu prietenii la care țineți, cu neamul din care faceți parte și voi. În continuare, vă propun să găsim legătura dintre noțiunile patrie, patriotism și patriot. Patria e locul unde ne-am născut, în care am copilărit, acolo unde suntem iubiți și iubim. Patriot e persoana care s-a născut, locuiește în țara sa natală, o iubește, o respectă și își apreciază neamul său. Patriotismul e sentimentul profund de dragoste și devotament față de patrie și popor. Dar cum se numește patria voastră? Țara în care locuim noi, Republica Moldova, nu e una mare, dar ne este dragă pentru că este patria noastră. Mihai Eminescu spunea: oricare bun cetățean are datoria de a se ocupa de viitorul patriei sale. Vă propun să completăm acrostihul pentru cuvântul Moldova cu acțiuni demne de un bun cetățean. Mă mândresc cu patria mea. Onorez simbolurile de stat ale Republicii Moldova. Laud frumusețile țării mele. Dau dovadă de respect și devotament. Ocrotesc mediul țării mele. Valorific cu grijă tezaurul cultural al neamului. Admir frumusețea plaiului natal.
Prin astfel de acțiuni, fiecare cetățean își poate manifesta dragostea față de țară. Dragostea de țară nu e un simplu sentiment. Dragostea de țară e dragostea față de locurile în care ați copilărit, dragostea de glasul și grija părinților, dragostea de poveștile bunicilor, dragostea față de prietenii și colegii voștri, dragostea față de dascălii care v-au îndrumat în lumea cunoștințelor, dragostea față de sărbători, de tradiții și obiceiuri, e dragostea față de poporul vostru. Dragostea de țară e prima responsabilitate a unui bun patriot. A fi bun patriot înseamnă nu doar a-ți iubi patria, ci a pune umărul acolo unde ea are nevoie de sprijinul vostru. Un bun patriot cunoaște și simbolurile patriei sale. La fel ca și oamenii, țările se deosebesc între ele. Unele sunt mari, altele mici. Unele au râuri, munți, câmpii și păduri, altele terenuri nisipoase și pietroase. Dar pentru locuitorii lor, fiecare țară este cea mai scumpă și mai frumoasă din lume. Din cele mai vechi timpuri s-a convenit ca fiecare țară să nu aibă doar un nume aparte, ci și simboluri distincte. Astfel au apărut următoarele simboluri obligatorii: drapelul, stema și imnul de stat. Drapelul de stat al Republicii Moldova este un tricolor cu stema de stat amplasată în centru. Culorile sunt distribuite vertical: albastru, galben și roșu. Stema de stat a Republicii Moldova reprezintă un fultur numit șacvilă ce poartă în cioc o cruce, iar pieptul îi este apărat de un scut cu capul de boul pe el. Imnul de stat al Republicii Moldova este un cântec patriotic compus pe versurile lui Alexei Mateievici și muzica lui Alexandru Cristea. Imnul se interpretează cu ocazii solemne și la festivități. Simbolurile țării trebuie respectate cu sfințenie, atât de către cetățenii ei, cât și de oaspeții veniți din alte țări. Dragi învățăcei, ce vrea să ne transmită poetul Grigore Vieru prin versurile poeziei Patria? Piatra asta e o pâine caldă. Vântul ăsta e un vin domnesc. Și pe linul busuioc sălbatic vine ziua aurindu-mi pâinea, vine seara adormindu-mi vinul, vine mama îndulcindu-mi gândul. Cu siguranță ați reușit să determinați că patria vine din interiorul vostru. O portați cu voi oriunde ați fi. Acolo unde vă este patria, totul e mai dulce, mai blând, mai frumos. Acolo vă sunt gândurile bune. Cu dragoste de patrie în suflet și cu gânduri frumoase pe care le nutriți, vă îndemn să întocmiți o listă de 10 acțiuni pe care le puteți întreprinde la prosperarea țării. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, patria este acolo unde este sufletul vostru. Pe curând!